În perioada 7-10 noiembrie, vestitul CIR de la emisiunea Serviz, vă rog, le va oferi giurgiuvenilor un spectacol de neuitat. Circul este amplasat vis-a-vis de Spitalul Județean Giurgiu. Vulturi, hipopotan, pelican, crocodil și șerp sunt doar câteva din animalele care vor intra pe scenă și vor oferi diferite reprezentații, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. În pauza din timpul spectacolului, cei prezenți au posibilitatea să viziteze expoziția de rechin și pirania contra sumei de 5 lei. Prețul unui bilet pentru adulți este de 35 de lei și 30 de lei pentru copii. În ceea ce privește costul biletului, puteți beneficia și de anumite reduceri dacă prezentați unul din fluturașii primiți de la colaboratori pe stradă. Chiar dacă numerele de CIR se desfășoară până spre ora 22, giurgiuvenii trebuie să stea liniștiți în ceea ce privește frigul. Circul este prevăzut cu instalație de încălzire proprie. Giurgiuvenilor le oferim un spectacol de calitate, care începe de mâine de la ora 6:30. În prima parte a spectacolului pot vedea numere de circ, acrobații și o comedie de calitate, iar în a doua parte a spectacolului sunt prezentate animale acvatice. În cadrul unui turneu prin întreaga țară, familia Beluci Medini, artiștii și colaboratorii circului aduc la Giurgiu un spectacol premiat pentru divertisment de bună calitate, oferit publicului de toate vârstele. Circul este câștigătorul Leului de Aur la Festivalul Internațional de Artă a Circului din București, ediția 4-a 2012, precum și al categoriilor regie, costume, scenariu și decor. Cei interesați trebuie să știe că spectacolele se desfășoară vineri începând cu 18:30, sâmbătă și duminică, că vor fi câte două spectacole începând cu 15:30, respectiv 18:30.